treaba, Victor mi-a cerut în mod special, m-a dus de afară și mi-a spus, vreau matematică. E adevărat? Spune și prietenilor tăi din America că ai reușit să mă aduci în sala aceasta unde se stabile ca să facem matematică, zic. Hello, my name is Victor and today I'm doing matematica again. Foarte, foarte. And my friends are Louisa, Olivia, Rachel, Nora, Sati, Andre, Robert, and that's all. Așa. And we're going to start the matematica. Bun. Acum Bubu e profesor, spui așa. Da, Bubu este profesor. Și urmează ca și eu să devin profesor. Da. Așa. Acum facem varianta asta. Bun. Uite, dragule. Dragul Bubu, cât face 7 plus 8? Îi stau de vorbă. Care e mai mare între ei? Care e mare? 8. Asta mai mare spune, băi, eu sunt mai puternic decât tine și te rog frumos să mă ajuți, dă-mi de la tine ceva. Oare cât timp mai trebuie lupt ca să facă 10? 10. Ca să facă 10, 8. Câte ar mai trebui? Ca să devină el 10, ca să devină 10, cât ar mai trebui? 2. 2. Și de unde se lea pe 2? De la 7, care e mic. De 7, fii drăguț. Te rog frumos. 7, fii drăguț și vină, vină cu așa, că trebuie să ne concentrăm. 7, fii drăguț și dăm în 2. Și dă 2-ul. Leacă 2-ul. Și cu cât a rămas, mă? Cu cât a rămas? Cu 5, sigur că da, cu 5. Bun. Și acum, cât au făcut ăștia 2? 10. Dar vorbește, că nu știu prea bine. În engleză poți vorbești. 10. 10. Dar poți zici în engleză. 10. Then, da? Învăț și eu un pic. 10-le astea și cu 5-ul, cât va face 10-le și cu 5-ul? 10-le se lipește la 5 și nu ocupă locul lui 0. Și vine 1 și 5. Cum se citește 1 și 5? Deci 10-le plus 5 și este egal cu 5-ul. Zice, lasă tu, stai degeaba acolo. Și vine 1 și 5. Adică cum citescă pe asta? Ce ușor. Foarte ușor. Hai să mai repetăm o dată. De 7 și 8, care e mai puternic? 8. 8. Da? Iar mai puternic. Spune, eu sunt mai puternic, dăm de la tine. Dăm de la tine, sunt mai puternic. Și cât are nevoie de el, cât avea nevoie, e 2. Da? 2 ai spus, da? 1, 2, nu? Cum zici în engleză, 2. 2. Ei, și dacă îmi dai 2, cât mai rămân la tine? A rămas 5, că știm. Rămas 5, 5. Da? Și-au făcut 10-le și cu 5. Și cum se adunește? Tu care stai degeaba, nu ai nimic valoare, vine eu și îți iau locul. Că 5 cu 0, 5 cu 0 face 5. Și mă rămas de bază. Acum faci tu socoteala asta, ți-am arătat cum se face șmecheria. Și tu faci acum, cât face 7 plus 4. Ia, explică-le tu prietenilor tăi. Acum, cu voce, așa, te ridici în picioare și stai frumos și explici. Dintre cei doi celor mai mari, spune. Așa. Cât ar nevoie? Trei. Și câte mai rămas lui? Îi pui el și câte a rămas. Unu, da? Deci, unu a rămas. Și acum, 30 cu 7 face. Cât după 30 cu 7 face 10. Completăm. 10. Da. 10. Da? 30 cu 7 face 10. Hai să uităm. Ia uităm aici. Hai, te rog, Victor, nu te mai joci. 30 cu 7 zic că face 10. Punem 10. Scrie pe 10. Hai, scrie pe 10, că ai făcut echipajul. 10. Then. 10, cum zici tu, așa, plus 1, celălalt care a rămas la 4. Și este egal cu 11. Foarte tare. Dar explică-mă, dacă tu și explici să înțeleagă, măi, abia așteaptă. Prietenii tăi abia așteaptă să vadă cum
îmi explici tu. Te rog, în engleză vreau să spun toată lucrarea asta care urmează cu 12. Cât face, hai să spunem, 8? 8. Și cu 9. Tu te descurci. Nu. Hai, dar zi în engleză. Așa, îi trebuie 1. 1. Și el mai rămas. Așa. El e mai mare, da? Ai pus 1. Tu ai pus rezultatul? Nu, nu, a rămas 7 de la 8. Așa, 7 a rămas la el, ai simpul. Deci, el, unul a fugit 1. Și 7 a rămas aici la el. 7 de aici pune săgeată și a rămas 7. Și 1 a fugit lângă 9 și a făcut 10. Da? Și plus cât? Plus? Așa că te rămâne, sigur că da. Egal? Foarte tare. Deci este, nu știu ce, vorbește în engleză tot te explic greu acum. Că ai făcut toată lucrarea, vine în engleză. Da, da, explică-le. Uitați, prieteni, prieteni dragi, 8 și 9, dintre cei doi cel mai puternic este 9. Așa vorbește în engleză. Cel mai puternic este 9. Și atunci 9 spune, te rog frumos să-mi dai mie 1 și l-a dat. Și a rămas în locul lui 7. Da? Și equal acum... 10 plus 1 plus 7. Așa. Equal 17. Foarte tare. 1. Hai să facem un alt exercițiu. Pune tu. 5 plus 5 plus 10. 15 plus 10, nu? Dar faci deodată, că se merge foarte repede. Plus 100. Egal cu, să vedem dacă te descurci tu. 105. Sigur că da. 5, corect. 6 plus 10. Vorbește tu cât faci, că nu știu. 16. Corect, corect. Hai să facem un altul de desubt. Șterg eu cu buretele. 10 bani. 10 da. Bani. Da? 10. Hai să facem un alt exercițiu, te rog frumos. Unde? Unde aveam la el? Buretele acela. Așa, buretele este acolo. Te rog frumos. Tu ești cel care... Eu spun exercițiu. Și tu scrii tot, faci toată treaba, dar și explici, mă. Spui, cum e, mai mare, cine e mare, ce se întâmplă. Ia să vedem, cât este, cu cine este egal? 6 plus 7. 6 plus 7. 7. Ah, cu semn de întrebare. Deci 6 plus cât fac 9? E pentru mine întrebarea? Băi, Victor, aici trebuie să mă gândesc mai mult. Să mă gândesc cu foarte multă atenție. La 6, cât ar mai trebui să facă 9? Da? Cât ar mai trebui? Și după părerea mea, cred că ar mai trebui 2. Tu ești atent dacă e 2 sau nu. Nu. Dacă... Nu este 2. Nu e 2? Dar cât, mă? Dacă nu 2, cât este? 3, mă. Sigur ești. Foarte bine. Foarte bine. Să-ți dau eu alta? Sau dai tu? 7 plus cățuță să fie egal cu 12. Hai cu 12. Hai să fie mai șmecher. 10. Egal cu 10. 100? Wow! Aici e mai complicat de tot. Mă. Măi, dacă lăsai cu 10, mă descurcam. Mă. Tu știi că să fie? Aici e mai complicat foarte. A, minus? Din 7 cât să scad ca să-mi dea mai mare? Să-mi dea 100? Din 7 să scad pe ăsta să-mi dea 100? N-am cum. N-am cum, mi-e foarte greu. Nu se poate.
Cam puțin. 7. Și să scad pe 5 să fac 100. Păi dacă stai mic și să scad din el, să dea 100. Rezultatul trebuie să fie mai mic decât 7. Pun mai ceva. Scad nimic. Ia. Dar știți, fac, dacă scad nimic, rămâne asta. De la început. 7. Deci nu rămâne. Nu-i bun. După șecăul. Așa, da. 7 plus cât se fac 100? Copii, dar nu așa face buță. Până uite. 7 plus cât egal cu 100. 100? Ce-i scris acolo? Eu nu știu să-l citesc. 100. Păi 1066? L-ai scris foarte rău. Așa. 1106? 106. Ok. Dar să știi că aici chiar nu știu să fac. Asta pite fitori. Nu știu ce faci. You have to talk, Victor. I don't know what you're talking about. Uite, ce? Yeah. Asta? Da? Merge acolo. Oh. Și asta merge acolo. I don't want to face a bus. Am că nu știu, mă. Nu știu cum să fac. Hai că tu mai băgă. Hai să facem ceva foarte adevărat, matematic, ca prietenă și să priceapă. Că tu, ce semne este asta? Că nu știu ce semne este asta. Ce semne este asta? Că iei de la cineva? Nu? Dar la matematică n-am văzut semnul ăsta. Nu există asta. Este... Spune, adică... știi tu cât face 7 plus cât să facă 106? Nu-i plus aici. Nu e un semn. Trebuie să te hotărăști. E eu plus. Știu plus sau minus. Plus, așa se face. ¿113? 7 plus cât se facă 113. Unde ai văzut semnul ăsta că n-am văzut pe mine niciodată? Eu n-am văzut semnul ăsta. Ce vrea să facă semnul ăsta tău? Nu mă pricep. Nu mă pricep. Cum? 7 trece... Unde trece? Unde ai văzut tu? Când ai la școală la tine? Tu ce, la ce școală mergi? Spune și mie la ce școală ca să înțeleagă părinții. Poate acolo e o școală... Montessori. Montessori, așa. Montessori, cum spui tu. Dar acolo te-au învățat așa ceva? Da? Cine este învățătoarea ta? Misolaru. Și te-au învățat așa ceva? Băi, că acum o să vadă. Pun filmul ăsta pe internet și o să vadă. Și Misolaru spune, când te-am învățat eu pe tine așa? Cum zici în lui? Eu am gândit. Ai gândit tu? Semnul ăsta l-ai gândit tu? E al tău creație. Băi, îmi ești... Schimb toată matematica. Schimb toată matematica, nu se poate. Hai să facem lucruri serioase. Hai să facem lucruri serioase, te rog frumos. Gata. Pune-mă 7 plus... Să facem curat. Egal cu? 4. Facem eșec. Egal, da? 7 plus... Cum, mă? Păi 7 mai pun ceva să facă 4? 1. 10. 101. Păi 7 cât se mai pun? Haide, decide-te. Eu nu știu, eu sunt așa bulversat acum. 13, bun. 7 plus cât să facă 13? Este cel mai greu. Cât îi mai pun eu lui 7 ca să facă 13? Să știi că îmi vine foarte greu. Până la 10, câte ar mai trebui? Numai până la 10 lui 7. Deci lui 7, ca să facă 10, câte ar trebui? Faceți cu ei. Cât? 7. Cât ar trebui să facă 10? Spune dacă ai aflat tot răspunsul, spune. Cât?
Pe 7 câte ar trebui să facă 10? Câte ar trebui? 6. Asta e deodată, bă, răspunsul ăsta. Dar de unde știu tu? Că nu, eu n-am înțeles. Nu știu. Păi, cred că așa ai gândit. 3 de odată și alt 3 care au rămas. Deci 7 și cu 3 și a făcut o 10. 7 și cu 3 e 10. Ai făcut un 10. Și ca să ajungi la 13, ai completat 10 de aici, să ajungi la 13 mai trebuia un 3. Și 3 plus 3 e cam cu 6. Poate că mi-i trebuia și să zic eu. Eu sunt de vină, că nu știu să-mi gândesc. Am curat. Da? Deci 7 plus cât ai spus tu, semn de întrebare, ca să ai foarte grea problema, se facă egal cu 13, da? Și atunci, tu te gândești așa, să faci prima 10, uite că aici e în componență, înseamnă așa, 13 ăsta este 10 plus 3. Deci 13 înseamnă 10 plus 3. Și atunci eu zic așa, măi, ce să fac eu? Cât ca să ajung la 10, îmi trebuie un 7, un 3. Și zic, un 3 am nevoie ca să fac pe 10 asta. Iar încă un 3, ca să ajung la 13. Deci 3 plus 3 trebuie să fac aici. Și atunci, povestea este foarte clară. Că am ajuns, așa cum ai spus, la 3 plus 3 care face 6. Încă ceva, tot eu sunt vinovat, tot eu n-am știut. Dă-mi voie un pic să-ți explic mai atent. Vie în coșul de bubu? Iată, 7 Victor, uite la tablă. 7 plus, cât ai întrebat tu, semn de întrebare, să facă 13, da? Eu, pe 13, scriu ca fiind egal. 10 plus 3. Și 10 aceea de la 7 înseamnă așa. 7 plus 3, ca să fie 10, și plus 3. Și acum am ajuns la 7,